aceste tipuri de proiectile este legată cu distanța maximă de tragere prin oțire directă variază în funcție de tipul muniției utilizate, cuprinsă între 4.000 și 6.000 de metri. Cadența practică de tragere cu mitraliera jumelată de pe tank de calibru 7,62 mm este de 200-250 lovituri pe minut la distanța maximă de 3.000 de metri. Iar cu mitraliera anteriană de calibru 12,7 mm tankul poate angaja și inamicul artilerian. Dinamicul rezistă cu greu în punctul de sprijin. Variază în funcție de tipul muniției folosite, fiind cuprinsă între 4.000 și 6.000 de metri, iar distanța maximă de tragere cu proiectil exploziv prin procedeul tragerii indirecte poate ajunge până la 14.600 de metri. Da, eu ajung la piesă. Aplauze! Da, dar aud. Deci înapoi. Mai fă-i ăla.
fumul pe care îl vedeți este produs de instalația de fumizare a tancului. Această instalație permite deplasarea în ascuns a tancurilor.